Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn, etalare pentru august, măcar jumătatea lui august, îmi pare rău că am întârziat. August 2022, timp și am amestecat aceste de cărți, a apărut 5 de foc. 5 de foc care înseamnă de obicei conflicte, argumente, bătălii, o concurență cu care trebuie să vă zbateți. Influențe, familie, părinți, prieteni, cunoștințe care se opun într-o formă sau alta să vă provoacă. Interesant e că la capătul setului de cărți apar niște semnale că oricineva a părăsit sau părăsește, să zic, o persoană imatură pentru a veni poate înspre voi, că aici apare un capricorn, asul de pământ. Posibil că cineva trebuie să lase altă persoană în spate, o persoană imatură, ca să poată să manifeste ori un nou proiect, astfel de pământ poate să fie un nou proiect. Manifestat prin orice, o casă, un job, orice. Orice care aduce valoare și stabilitate. Și se pare că și bucurie nouă de cupe. Dar totuși, ar putea să fie vorba și de o relație care se poate manifesta în viitor dacă lăsați ori voi un alt semn de pământ, ori, eu știu, persoana care vrea să vină spre voi trebuie să lase pe cineva. 8 de cupe, da? Lasă în urmă. Niște situații neplăcute. Un alt proiect care probabil a rămas nedezvoltat. Că până la urmă și valetul de... Sau poate e o etapă între voi. Trebuie să faceți o... Ah, interesant, da? O etapă. Între două etape din relațiile voastre, există o călătorie, o călătorie de eliberare emoțională, în primul rând. Și am zis, apare asul de monede, nouă de cupe, bucurie, comunicare emoțională, regăsire, regăsire cu 6 de cupe. Două suflete care se regăsesc după o perioadă de dor, de așteptare. Și turnul. Turnul care aduce, aș spune, reconstrucție cu 8 de pământ. O reconstrucție. Ia uite, luna și regele de cupe. Probabil și nouă de pământ. Probabil unii dintre voi aveți de-a face cu ori cu cineva cu marcaj puternic în semn de apă. Semn de apă, în mod special rac, pești, scorpion. Poate acel personaj lasă în urmă un alt semn de pământ, poate fiind valet în taur imatur, nu obligatoriu, sau pur și simplu o persoană imatură cu care a spera că face ceva solid, dar nu s-a manifestat nimic. Și își dorește să vină, apare Capricornul, în aceste de cărți, nu obligatoriu astfel de pământ să reprezinte Capricornul, dar întâmplător sau nu, și vorbind de Capricorn, apare aici Capricornul. Cineva vrea să vină spre voi. Treacă o apă, mai multe ape și ori. Da, sunt planuri de viitor cu doi de foc. Ori sunt conflicte interioare legate de această trecere și transformare emoțională și reconstrucție, ori sunt gelozii. Acum, interesant e că... Ia uite, iar o să vorbesc mult și vreau să vorbesc și o jumătate de oră. La clarificatori mi-a apărut 3 de spade. În spate, având 5 de cupe. Mare, mare, mare dezamăgire. Zic mare că e de 3 ori, da? De 3 ori mare, 3 de spade. Mare dezamăgire. Aer, apă, dezamăgire și mentală și sufletească. În primul și în primul rând, neînțelegere în felul în care s-a comunicat ceva. Nu a mers. Ori, niște dezamăgiri din trecut a făcut cel puțin o persoană să se cufunde în băutură și să nu vadă un potențial. 2 de cupe. Interesant este că poate, din cauza dezamăgirilor, și a incapacității de a vedea acest potențial 2 de cupe, probabil că cineva s-a purtat, nu cavalerește, ar fi frumos dacă ar fi cavalerește, s-a purtat un pic cam imatur. Și se pare că felul în care a comunicat n-a fost corect. Ați văzut, am avut eu niște hocuri în comunicare. Cavalerul de bâte și cavalerul de cupe. Foarte romantic de altfel, foarte sexy, foarte atrăgător, dar
în spate are o mare durere, o mare dezamăgire pe care o acoperă prin băutură, prin jocuri, prin, eu știu, aventuri și totuși, și totuși e un suflet pereche care așteaptă, pune pe stavă sufletul și el tot nu a văzut, tot nu vede. La capătul setului de cărți, iar refuzul. Din cauza unor trădări, a unei suferințe, mari, mari suferințe. Să sperăm că totuși acest personaj se transformă. Să sperăm că acest personaj se transformă. Nu știu cine e, voi trebuie să știți cine e acest personaj. Hai să vedem. Soarele nu vine să ascendent, nodul nord în Capricorn, august aproximativ, iau de împărăteasă, 3. Aveți parte de creștere financiară, de abundență și de dragoste. Dragostea vine înspre voi. Taur balanță, nu obligatoriu. Cineva cu care puteți crește, cu care puteți iubi, cu care puteți simți că dragostea e o valoare interesantă. O dată, am zis, de două ori, de trei ori și tăiem. De două ori, de trei ori. Capricorn. Sper să vedeți cărțile. În trecut, mesagerul de apă, cavalerul de cupe, adică 8 de pământ pe care am văzut mai devreme și turnul 16, interesant. În trecut, ați comunicat probabil cu cineva. Care ați fost separați, de care niște situații v-au separat. Fie, interesant, fiecare a mers pe cărarea lui, pe scara lui, fiecare a evoluat într-un fel. Unul poate emoțional, spiritual, da, interesant, dar frumoasă, frumoasă idee, frumos mesaj. Unul poate a evoluat emoțional, spiritual, prin toate experiențele sale, altul a evoluat financiar, a ajuns la o performanță profesională, poate chiar artistică pentru unii, că văd totuși o vioară, poate cineva cântă, dar nu e obligatoriu, evident. 8 de monede reprezintă muncă, evoluție, transformare prin muncă, financiară. Transformare financiară. Dar, dacă a fost o separare între voi și cineva, foarte necesară, ca să vă reechilibrați, ca să manifestați echilibru separat și apoi să vă reuniți și să mergeți înainte. Așa simt, așa sunt ghidată văzând această carte. Posibil că ați discutat în această separare, totuși s-a păstrat legătura, măcar în comunicare, și ați mai discutat despre cum puteți munci, nu știu, un potențial între voi, o idee, un sunet. Sunet, da, metaforic. Sunetul e o idee, un potențial. Dar vedeți voi, sunetul poate transforma materia. Da. Ați discutat despre lucrurile astea și în prezent urmează să se manifeste cu 6 de cupe o reuniune, întâlnire, șase, nouă, exact cărțile pe care le-am văzut mai devreme. Confirmare, da? Ce v-am arătat mai devreme, am amestecat și au revenit. Înseamnă că sunt foarte importante. Într-adevăr, în această perioadă începeți ceva nou, Capricornii, da? Probabil cu un semn de apă. Poate vă împăcați și vă veți bucura foarte mult. Veți simți că că șase de cupe sunt de fapt două persoane. Două persoane care se oglindesc unul în celălalt, într-o anumită formă. A zis, fiecare a mers pe cărarea sa, a construit ceva și acum urmează, vedeți ce foarte frumos, fiecare și-a făcut templul său. Și acum urmează să vă reuniți și să construiți un templu mai mare, de nezdruncinat. Foarte interesant, foarte interesant. Mare bucurie. Mare bucurie că vă întâlniți și puteți să construiți ce ați plănuit, aș spune. Deși mesagerul de cupe nu vorbește despre planuri, dar poate că au fost undeva în subtil și niște planuri emoționale. A zis, măi, aș vrea dragostea să aibă o bază, da? Prietenia, colaborarea și apoi pe această bază să vedem ce se poate
manifesta emoțional, sentimental. Foarte interesant și foarte frumos. Un nou potențial, job, relație, ce ar putea să fie? 8 de cupe, dar pentru asta trebuie să lăsați în urmă trecutul. Magician, uite, să manifestați ceva nou. Ce frumos! Și regina de aer. Să fiți raționali. Să nu vă lăsați. Dar aici este frumos. 16. Începe cu un 1, da? Cu un magician, vedeți? Să manifestați ce 6. 6 este Venus, dar este Venus în balanță. Sau, bine, știu că 6 drăgostiți reprezintă Gemini, dar tot e chestiune de echilibru. Și cum manifeste echilibru? Apropo de sunetul despre care am vorbit, a revenit regina de aer, ideea de aer, de cuvânt. Cum? Având un mental înalt. Având capacitatea de a discerne pe ce trebuie construit, cum trebuie, de a face planuri, că am văzut și doi de foc în timp ce am pus eu carte acolo, de a face planuri. O să clarific. Poate că regina de aer și cu 8 de cupe sugerează o separare de cineva pentru a manifesta acest nou. Dar cu nu e orice fel de nou, este cu șanse de creștere, am văzut împărăteasa, și de stabilitate pe termen lung. Ia uite, justiția, am zis de separare, regina de aer și justiția. Trebuie să fiți atenți la contracte, dacă e vorba de un job, dacă e vorba de colaborare, chiar dacă sunteți prieteni. 6 de cupe, din copilărie, din tinerețe, ați mai colaborat, trebuie să fiți foarte atenți, magicianul, regina de aer și justiția, la contracte, ca să fiți în echilibru. Asta e 11. Poate pe 11 septembrie, octombrie veți semna ceva, nu știu, 1, 1, 1, probabil că vedeți des. La capătul setului de cărți, 10 de foc. După o perioadă de lungă așteptare, iau-te, regina de apă. Probabil un personaj foarte sensibil de altfel și cu care simți și față de care simțiți dragoste și ei față de voi și voi față de ei. Ați vrut să o luați de la zero, dar nu a mers, nu a mers atunci, n-a fost timpul. A trebuit să așteptați. Și această așteptare v-a consumat. Și ați ars multe, să zic, posibilități, opțiuni, situații, ați ars multe patime, multe pasiuni, poate, în această așteptare. Dar ceva nou începe să se miște. E fain, e fain. Hai să clarificăm. Mesagerul sau cavalerul de cupe. Cavalerul, iată. Ia uite, 7 de monede și asul de cupe. Probabil că acest personaj, sau și unul și altul, că sunt două persoane, iar pământ și apă, așteptați amândoi de mult timp. E undeva din trecut, o poveste de dragoste din trecut, a rămas, repet, în așteptare, 7 de monede, tot așteptare este. Pentru că cineva încearcă să bifeze niște lucruri, niște rezultate, să creeze o structură, să investească, pentru că apa are nevoie de pământ și pământul trebuie să aibă și el o structură, da? Și apa și pământul generează acești pomi, da? Abundență, înflorire. Dar, repet, totul trebuie să fie în echilibru ca să nu mai treceți prin alte separări, prin alte situații, prin alte amânări. 10 de cupe. Era un vis frumos, 3 de cupe. Dar probabil că au mai intrat alții în joc. Nu se poate 10? Ne mulțumim și cu 3. Ne mulțumim și cu un valet. Cupă să fie. Și dacă nu e... Nu sunt nici prieteni, dacă nu e niciun amor trecător, măcar o cupă cu... Vin. Dar la un moment dat, vinul se transformă în pelin. Și cine s-a mulțumit cu vinul și cu surogate, va trebui să lase în urmă acea poveste. Acum. 8 de pământ. 8 de pământ? 2 de... Exact ce am zis. Ați plănuit, ați comunicat cu cineva. Simțiți dragostea și eventual, nu e doar dragostea. Ați zis că se poate ierta
și vindeca o situație nerezolvată prin această posibilă colaborare și plănuiți de ceva timp să munciți. Nu știu, ori să alegeți un nou job, ori să colaborați, ori să manifestați acest as de monede, acest nou. Da, ați studiat, ia uite, asul de bâte. Da, e și pasiune, dar pasiunea, în primul rând, trebuie redirecționată către colaborare, către creștere. Și apoi veți vedea ce va mai fi. Cu alte cuvinte, din dragoste foarte profundă se poate naște o colaborare, o legătură, nu știu, un proiect interesant, fructuos, de succes, care vă va confirma că puteți face multe împreună. În fine. Turnul. Și că această dragoste, și că merită investită în această dragoste. Deci succesul pe care îl puteți avea prin asul de bâte, prin asul de monede, prin ce mai urmează să manifestați, vă va confirma că această dragoste sau acel personaj merită să investiți în ei. Turnul. Valetul de cupe. Într-un mod neașteptat, probabil. Poate cineva și-a cerut scuze într-un mod neașteptat. Într-un mod neașteptat, cineva a început să exprime un pic din emoțiile pe care le simte. Ca să tempereze, ca să echilibreze situația, ca să vindece o situație din trecut, că am văzut dezamăgiri. Ia uite, ca să vindece. Aha. Ia uite, iar 8 de monede, vedeți? 8 de monede, turnul și temperanța. Ca să aline, să zic, separarea, să atenueze zdruncinăturile, să, da, un soi de punte emoțională între două persoane care sunt în separare. Sau au fost. Mai dăm o carte pe valetul de cupe de curiozitate. Valetul de cupe. Capricorn. Interesantă etapă și la voi. 4 de monede. Da, cineva ține foarte mult. Probabil că cineva a exprimat unul dintre voi. Iar avem apă și pământ. Apă și pământ din când în când aer. Am văzut și foc, dar ca idee, ca pasiune. Cineva ține foarte mult la această comunicare. Pentru că în această comunicare există și stabilitate, există și emoții. Și repet, chiar dacă e separare. Doriți să investiți așa câte puțin, să comunicați un pic de emoție, pentru că știți că această comunicare emoțională este valoare în sufletul cuiva și, repet, creează acel pod între unul și celălalt. Foarte, uneori ajută și imaginile, da. A trebuit să stați în picioare ca să puteți să mențineți, să zic, o energie. Știind că la un moment dat această energie se va schimba în favoarea voastră, dar până se va mișca, trebuie să rămâneți pe poziții. Înțelegeți ideea? Nu mă mișc de aici, pentru că știu că la un moment dat va fi bine, chiar dacă e stagnare. Nu mă mișc. Mențin cât de puțin și legătura și investiția, cât de puțin. Interesant. 6 de cupe. Și eu, mi se pare o atitudine înțeleaptă până la urmă. 6 de cupe în prezent. Am sărit deja o carte. Ia uite, nebunul. Cineva vrea să se împace. Să o ia de la 0, 0 și asul de monede. Ori cu un personaj din trecut. Da? Ia să vedem. Da. Da, pentru că, iar, au fost tăceri, au fost confuzii, a fost fugă. Fugă de seriozitate, de angajament. Cineva a fugit de această postură de împăratul. Cineva a fugit de împărat. Sau împăratul chiar a fugit de posibilitatea lui de a fi împărat. Și în această fugă de el însuși, e o energie masculină, a trebuit să-și înfrunte demonii, emoțiile, confuziile, frigul, mental, emoțional. Interesant. Nouă de cupe. Da, pare sau regăsire. Poate să fie o regăsire pentru că totuși e un zero cu un suflet din alte vieți. Poate.
Poate, dar îmi sună mai degrabă a personaj pe care i-ați mai întâlnit în viața asta, nu știu, în copilărie, înainte. 6 de cupe. Hai, 9 de cupe, care, 9 de cupe, regele de foc, ia uite. Multă pasiune și multe emoții. Și ce mai e? Și cavalerul de monede. Tot voi puteți să fiți. Tot voi, dar care vreți să construiți de astă dată, țineți în control, aș spune. Vă bucurați de emoții, dar țineți în control și emoțiile și atracția fizică, pentru că știți că trebuie să o luați încet, 7 de monede, cavalerul de monede, și să manifestați acest nou, această zero și asul, această nouă etapă în relația voastră cu cineva. Da, aceeași poveste. Asul de monede. Asul de monede. Ia uite, 8 de monede despre care am tot vorbit, 10 de cupe și 3 de monede. Da, vreți să munciți. Vreți să munciți, să colaborați, să găsiți o colaborare cu cineva dispuși să depuneți tot efortul pe care sunteți în stare, pentru că vreți să fiți fericiți. Dar nu e vorba de a face bani pentru a fi fericiți. E vorba și de a... Pentru unii poate să fie un job care e făcut cu mare drag. Știți voi, când un hobby se transformă în profesie. Cum e și acest tarot, cum poate să fie și arta. Transformă arta în hobby. Sau transformă alte pasiuni în hobby, da? Este ceva ce faceți cu mare drag. 10 de cupe. Și tocmai pentru că faceți cu drag, vă transformă viața și vă aduce și mai multă fericire, aș spune. Nu știu, sună bine. Sună bine cu asul de monede, 8 de monede, 3 de monede. Poate cei doi care vor să colaboreze, să fie fericiți și să muncească împreună, au nevoie de un ghid, un ghidaj din partea cuiva. Astrologic, tarologic, financiar, marketing, da? Psihologic, orice. Da? Cei doi, dacă vreți să aveți succes împreună, poate ar trebui totuși să întrebați o a treia parte. Că e bine să mai aveți o nouă, o altă opinie. De-aia apare totuși și justiția și regina de spade. E nevoie și de o minte un pic în afara situației. Da, ia uite. Nu știu, sună bine. Sună bine. Posibil pentru cineva să fie o nouă relație la locul de muncă? Da? Posibil și asta. Trebuie să spun și asta. Dar, 8 de cupe. De cupe, Capricorn, Soarele, Luna, Venus, Ascendentul, Nodul Nod în Capricorn. Ia uite, Eremitul. Tăcere. În viitor cineva va pleca și va fi iar o tăcere. Dar o tăcere în care vă veți înțelege, să zic, niște frici emoționale și poate prin septembrie, că tot se apropie septembrie. Da, poate prin septembrie cineva reușește să lase în urmă ceva. Să vedem. Uite și faetonul. O, faetonul lasă în urmă diavolul. O situație toxică. Nu mă gândesc la diavol ca fiind să nu capricorniu în această situație. Doamne, ferește, nu. Cineva trebuie să lase în urmă o situație toxică. Clar. Poate că ce se întâmplă în prezent da, pentru că fuge de destin. Dacă nu o lasă, fuge de destin. De vindecare, de
direcția sa în viață. Ia mai dăm o carte, totuși, pe obiectul pe care mi-a dat. Ce vreau să spun, că ce se întâmplă acum, aceste mișcări de energii, colaborări, începuturi, eu știu, de ceva, probabil se întâmplă în paralel cu eliberarea de un trecut. E în paralel, pentru că prezentul, trecutul, viitorul, la un dat, se intersectează, se suprapun într-o anumită formă. Mai dăm o carte pe 8 cupe și eremit. 8 cupe și eremit. Regina de monede, asta e. Tot Capricorn pentru unii dintre voi. Capricorn, Fecioară, Pești, Drac, Scorpion. Aș spune, orice eliberare se manifestă în viitor, se manifestă pentru a vă regăsi stabilitatea și valoarea. Are legătură cu acest turn, cu această separare. Clarifică magicianul pentru Capricorn. Bine, regina de pământ poate să fie oricine, oricine, dar magicianul și 8 de bâte, asta e. În momentul în care înțelegeți că trebuie să vă eliberați de acel trecut și începe să, ce zic prin înțelege, să primiți niște răspunsuri referitor ori la un personaj foarte materialist, ori la ce înseamnă de fapt stabilitate financiară pentru voi, ce înseamnă valoare pentru voi. Valoarea este dată doar de banii din cont, din buzunar, sau și de alte lucruri. Sunt lucruri destul de profunde pe care a trebuit să le înțelegeți în viitor, în septembrie, măcar prin septembrie, poate primiți ceva răspunsuri. Și în momentul în care veți înțelege că eremitul care înțelege, se uită atent la detalii, despică cum să-și creeze stabilitate dincolo de confuzii, de trădări și de dezamăgiri și de surogate, cum am zis mai devreme, urmează să manifestați, dar cu viteză mare, 8 de bâte. Iar ar fi o călătorie de eliberare și o călătorie de întoarcere, nu știu pentru cine are. Să știți că sunt valabile și progresiile, dacă vă știți planetele progresive. Da, în momentul în care înțelegeți cine e valoros, ce înseamnă valoarea pentru voi și ce înseamnă un om important, un om special, un om stabil în viața voastră, începe să manifestați. Aș spune iar un succes. Iar 5 de bâte, da? Determinare. Nu știu, determinare să vă luptați pentru ceea ce v-ați propus. Iar regina de aer. Ia uite, asul de bâte. Asul de bâte. 10 de bâte. Și justiția? Cavalerul de spade. Sunt două energii pe care le văd, una feminină și una masculină. Energia masculină va dori, după toate lucrurile pe care le-am descris eu, la un moment dat, energia masculină va dori să vină, da, poate să și vină în viața voastră sau în viața cuiva, să se exprime, să se exprime cu viteză, cu sinceritate, să exprime în așa fel încât să echilibreze o situație care pare să fi scăpat eventual de sub control, sau care trebuia clarificată de mult, de pe vremea primului turn sau al nu știu câte la prin cărte ați mai trecut. Poate că are legătură cu această clarificare, aceste răspunsuri la care cineva își găsește aceste întrebări la care cineva își găsește răspunsurile, referitor la cine este femeia ta valoroasă, să zic un bărbat, se întreabă. Cine este dintre toate opțiunile pe care le ai?
Cine este femeia de care îți pasă cel mai mult sau care e importantă pentru tine? Dau un exemplu, da? Și la un moment dat, personajul care găsește răspunsul va veni cu răspuns. Uite, tu mă echilibrezi viața. Tu reprezinți justiție, dreptate, adevăr în viața mea, ceva de genul ăsta. Apoi mai este energie feminină, dar foarte mentală. Cum am zis mai devreme, care simte pasiune, vrea să manifeste acest nou început. Dar știe că trebuie să fie un pic mai rațională, pentru că data trecută, când a fost prea emoțională, lucrurile n-au mers. Mie mi se pare destul de clar. Sper că și vouă. Ideea este că trebuie să fiți în echilibru, în noua direcție pe care urmează să o manifestați. Unii dintre voi ați înțeles că da, este nevoie de dragoste, de emoție, dar nu e suficient. Și atunci, dacă vreți să le aveți, pentru că apare 10 de cupe, trebuie să creați contextul. Și contextul implică, repet, echilibru și dreptate. Și adevăr. Pentru că fără el, nu este dragoste. Sunt acele surogaturi pe care trebuie lăsate, trebuie să le lăsați în urmă voi sau cealaltă persoană. Vă și zodia balanței, sunt multe scenarii, voi știți mai bine din ce am descris în care vă încadrați, dar și zodia balanței. Pentru unii și semn de foc. Dar în mod special, apă și pământ. Ce mai să fie să discute? Uite, da. Se va dori schimbare de ritm. Și rămân totuși fixată. Rămân, iar păstrez acel mesaj care a venit la un moment dat. Pentru unii dintre voi este posibil să fie necesar un divorț sau eliberarea de un alt contract ca să se manifeste un contract mai bun în viitor sau o căsătorie mai bună în viitor. Văd și chestia asta pentru că asta e. Apar și cărțile, dar nu e obligatoriu. Vedeți unde sunteți voi. Mesaje de la Angel. Capricorn. Ups, ia uite ce frumos a venit, ce frumos, da. Aveți de înțeles, a venit așa un pic într-o parte. Probabil că ați început să înțelegeți și veți înțelege mai prin septembrie, nu știu când, octombrie, poate chiar lunile următoare, începe să înțelegeți relațiile karmice. Vă trebuie putere ca să recunoașteți ce aveți nevoie să schimbați. Pentru că aveți nevoie, interesant, să schimbați ceva, ca să facă dreptate, ca să aveți parte de echilibru, de dharma, nu de karmă, că relațiile karmice, da? Țin de karma, justiție, da? Iubiți-vă așa cum sunteți, 8, treceți prin transformare, transformați-vă și dragostea. Sau singurul lucru real este dragostea, dar e interesant care e numărul 7. A lui Saturn. Ce înseamnă de fapt dragostea? Nu ține doar de emoții, ține de ceea ce construiți, ar spune. Da? De determinare, de implicare, cum să vă împliniți visurile. Că 10 de cupe, dacă nu are monede în jur și dacă nu se lucrează pentru acest 10 de cupe, este doar un vis, doar o iluzie. Da? Singurul lucru real, interesant, este real și dragostea. Cu alte cuvinte, dragostea nu este ceva ireal, nu este doar un vis. Nu, este real. Dar trebuie să o construiești. Și atunci,
Probabil că aveți de ales între eliberarea de relațiile karmice sau de niște iluzii ca să vă transformați 8 viața și să mergeți, interesant, da, 3 și cu 2, 5 pe care l-am văzut mai devreme, relații conflictuale. Eliberați-vă de ele și mergeți 7 faetonul către vindecare. Cam atât. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ciao, ciao!